Salutare frate și bine Max la un episod din Counter-Strike Global Offensive. Astăzi vă face top 5 binduri pe care tu trebuie să le folosești în CSGO. Cam astea le-am folosit eu cam din totdeauna. Deci haideți să începem. Cel mai important bind din punctul meu de vedere este Bunny Hop-ul. Comanda este aceasta, bind L-Hop plus Jump. Te ajută să faci Bunny Hop mai ușor, dai doar Titan și sus. Nici eu nu sunt cel mai bun la Bunny Hop, dar mi este câteodată. Da, deci asta e primul bind pe care trebuie să-l știți. Cu bindul asta te ajută să curi sângele de pe perete și gloanțele. Nu prea am lăsat o rundă asta. Cu următorul bind o să vă trebuiască o mapă de config generator, o găsiți pe workshop map. Și vă duceți aici la bins, la right left hand, adică vă schimbă arma de pe stâmbă dreapta, apăsați aici. Apăsați orice mouse de aici, dați confirm. Eu n-am, deci și așa, eu aveam deja. Și uitați, schimbă arma de pe dreapta stânga. Da, și cam atât a fost cu acest episod cu top 4 binduri de CSGO pe care le folosesc eu pe CSGO. Eu cred că sunt utile. Dacă mai vreți episoade de genul, uitați să apăsați butonul de like, subscribe, lăsați un comment dacă aveți și voi binduri. Și ne vedem data viitoare, pa, pa!